În cadrul zilei de ieri, președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a avut onoarea de a primi vizita fostului președinte al României, Emil Constantinescu, la sediul Consiliului Județean Mehedinți. Împreună cu prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, această întâlnire deosebită a oferit ocazia schimbului de idei constructive, aceștia împărtășind experiențe personale și profesionale remarcabile. Cadrul întâlnirii au fost oferite cadouri simbolice, ca semn al respectului și aprecierii reciproce. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a mulțumit fostului președinte, Emil Constantinescu, pentru vizita sa într-o zi specială pentru acesta, când este cinstit Sfântul Mucenic Emilian. Cu această ocazie au fost urate multă sănătate și împliniri personale și profesionale. Președintele Consiliului Județean Mehedinți a subliniat importanța colaborării și dialogului deschis pentru promovarea culturii și istoriei județului Mehedinți. Prin intermediul Institutului de Studii Avansate pentru Cultură și Civilizația Levantului, aflat sub patronajul fostului președinte Emil Constantinescu. Această vizită în județul Mehedinți a fost prilejuită de conferința Orașele Porturi de la Dunărea de Jos, două milenii de istorie între război și pace, desfășurată la Muzeul Regiunii Porților de Fier. Evenimentul, găzduit de Consiliul Județean Mehedinți, a reunit personalități marcante și experți în domeniu, oferind o platformă de discuții și schimb de idei pe teme de importanță istorică și culturală. Prezența fostului președinte Emil Constantinescu la acest eveniment subliniază angajamentul județului Mehedinți în promovarea valorilor culturale și istorice. În încheiere, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a exprimat speranța că astfel de inițiative vor continua să contribuie la dezvoltarea și promovarea județului Mehedinți, menținând un dialog deschis și constructiv cu personalități de marcă și instituții relevante.